Bună ziua! Bună ziua! Să începem cu o scurtă prezentare despre ansamblul pe care îl promovați în prezent. Deci, ansamblul nostru Top Class faza 4 este format din 4 blocuri. S-a demarat construirea primului bloc, urma să se demareze construirea celui de-al doilea și pe măsură ce vom construi, o să vedem ce o să mai facem anul acesta. Care este dinamica vânzărilor din Top Class 4 și cum credeți că va evolua în decursul acestui an? În momentul de față avem circa 60% din unitățile din primul bloc contractate, jumătate dintre ele cu diverse tipuri de credite, jumătate în principiu cu avansuri și cu plata cash. Ce soluții financiare preferă persoanele interesate de o locuință în Top Class 4? Cel mai mult prima casă, vorbim de programul prima casă, pe locul 2 s-ar afla creditul ipotecar și bineînțeles cei cu care achiziționează cu cash, care sunt preponderali dintre cele două categorii. În ce măsură credeți că vor fi afectate vânzările dacă se va aplica forma actuală a legii dării în plată? Depinde foarte mult ce se va întâmpla cu programul prima casă. În ceea ce privește creditul ipotecar, din câte am înțeles, va crește avansul. Asta înseamnă că automat vor fi mai puțini cumpărători care se vor califica pentru a obține un credit ipotecar. O componentă importantă va fi programul prima casă. Vorbind de piața rezidențială din București, ce modificări credeți că ar fi necesare? În primul rând, ca și zone de extindere a pieței, ar trebui create infrastructuri, astfel încât să se poată dezvolta și alte zone care, în momentul de față, sunt mai slab dezvoltate. Ce părere aveți despre dezvoltarea zonei de sud a Bucureștiului în materie de locuințe noi? Cum credeți că va evolua acest trend? Va fi în continuare pe un trend ascendent. Va conta, bineînțeles, foarte mult ce se va întâmpla anul acesta în ceea ce privește condițiile de creditare, prima casă, credite ipotecare, după care o să vedem. Clar, dacă se va umbla aici, o să fie o dezvoltare mai slabă. Dacă nu, probabil va merge pe același trend. Cât de importantă este pentru clienți locația ansamblului rezidențial și apropierea de metrou? Este o componentă majoră din ceea ce în principiu primul criteriu de selectare a unei oferte este prețul, al doilea criteriu de selectare este locația și accesul către mijloacele de transport. Din punct de vedere al facilităților și al prețurilor oferite, cum vă situați față de alte ansambluri rezidențiale? Ne situăm cam la același nivel de preț. Încercăm să umblăm la ce putem oferi în plus față de concurenții noștri direct. Sau să fim cel puțin egali. Care sunt caracteristicile tehnice de care oricine ar trebui să țină cont în achiziționarea unei locuințe? Trebuie să ține cont de spații, de spațiile care li se oferă. Dacă unitatea respectivă le oferă confortul necesar, trebuie să țină cont de structura de rezistență a ansamblului, dacă este ok. În principiu mai toate sunt ok, nu vorbesc acum numai de ansamblul nostru. Trebuie să țină cont de locație, de spații și așa mai departe. În final, ce mesaj ați dori să transmiteți vizitatorilor de pe portalul nostru? Multă sănătate și numai bine. Mulțumim și mult succes! Mulțumesc!